Bună ziua, dragi tineri utilizatori ai Bibliotecii Hristobotev. Sunt Lidia Câsa, colaboratoare Bibliotecii Hristobotev. Vă amintesc că concursul Bătălia Cărților continuă și vă îndemn să participați activ la el. Astăzi vreau să vă prezint foarte succint o carte inclusă în acest program, care se numește Fata și Războiul, de Sara Novici, o scriitoare americană, dar care a locuit atât în Statele Unite ale Americii, cât și în Croația. În carte se povestește despre viața unei fetițe de 10 ani, cu prenumele Anna, în timpul războiului de independență al Croației, declanșat în anii 90, în urma unui conflict dintre serbi și croați. Acțiunea se desfășoară în Zagreb, care astăzi este capitala Croației. Croația este o țară care se află în Europa, pe malul Mării Adriatice, alături de Slovenia, Serbia, Macedonia, cu care până la război ea forma o țară mare, Iugoslavia. Războiul pentru Ana se începe de la un pachet de țigări pe care fetița îl cere de la un vânzător pentru nașul său, Peter, cu care inițiază un joc și primește refuz. Fata rămâne confuză, dar înțelege că aici este o problemă între croați și serbi. În curând, fata își găsește alte distracții, alte jocuri, de pildă copiii împreună se joacă cu bicicleta unui generator electric din adăpostul unde copiii toți se ascundeau în timpul bombardamentelor. Treptat, fata înțelege că războiul nu este o joacă, nu este o poveste. Ei se pare tot mai ciudat, fără rost, dar care aduce durere, suferințe, cruzime, ea fiind martoră a unor scene violente și groaznice. Războiul o maturizează. Fata înțelege că, de fapt, războiul este o luptă între bine și rău. Și își pune tot mai multe întrebări. Vă îndemn să citiți această carte și împreună cu Ana să încercați să răspundeți la aceste întrebări. Cartea se citește rapid, ușor, este captivantă, are un subiect dinamic și poate deveni cartea anului. Iar fiecare dintre voi poate deveni cititorul anului. Lectură plăcută și succes!